Obstrucționism, așa se intitulează expoziția lui Mihail Trifan. Fără norme, fără reguli sau precepte, iată ce ne propune artistul. Ne oprim, zâmbim și trăim câteva clipe într-o altă lume a jocului și bucuriei. Regăsim de asemenea elemente din natură înnobilate cu o pată de culoare sau ritm. Am coborât aceste încercări, care unele au rămas și în faza incipientă, unele sunt terminate, unele nu. Înseamnă pe ideea obeliscurilor, pe ideea instalațiilor, pe ideea prezentării curioase a unor produse care le avem la îndemână. Totul este pe latura jocului, o plăcere de a ornamenta și de a înzestra o sală cu elemente plastice, care poate să fie de diferite feluri, minerale, vegetale, animaliere chiar, și eu iubesc de asemenea și elementele de plastic care ne înconjoară. Momentul cel mai important al expoziției l-a constituit apariția artistului într-un costum nostim. Interacțiunea dintre public și showman a fost maximă, acesta reușind pe deplin să transpună în spațiu și mișcare imaginea vizuală pe care a creat-o.